dacă nu e, da? Dacă e țandă, se sparge. Dar în lume, recomandă pinte, să ai două trei pe din plus, ca și mese, să ai două trei pe din plus. Se mai duc, mai la vele se mai întâmplă că așa, e mult copii de-ai mei. Când pierdeam, nu știa unde să mă duc, dar de ce? Nu știam acolo. Pentru că ăștia tineri sunt mai greu de învățat ce înseamnă să nu pierzi de tine. Dar mă duc așa cu bălăriți și mă duc așa. Nu te spune ce înseamnă de la lucrurile de oraș, linii mai comercial? Lucrurile de oraș e cel care s-a făcut cu butoare, care se dai unul peste altul, să sări unul peste altul. N-au nimic cu lucrurile cu adevărat. Sunt cu efecte scenice, care contează mai puțin pentru frumusețea sărbătorilor de iarnă. Deci, căiuții se găsesc
până de la Bacău în sus, până la Bistrița, să zicem că aproape toată Bucovina, până la problema respectivă, cărușul a fost în sud și Balcanii. Pentru că și la Bulgaria se pare că ar fi ceva, că zicem noi, Rozaria, înseamnă Trandafine, înseamnă Răsură și Rusalile, că atunci îi spuneți Trandafine, ar veni de acolo. Este teoria lui Bucșan, foarte documentată pe lui. Și Rozaria și Rusalile ar fi cam același lucru. Cărușii este dans înființat de salonul de intelectuali pașotiști. Dans înființat de salon. Nu am denumirea, dar vă pot spune precis dacă intrați informații foarte clar, el a fost făcut pentru a se păstra tricolorul, pentru a se întâlni la ședințe iară. Este dans de salon. Banii mărăcinei, croșeul și roman, care s-a dezvoltat de la Sibiu până la Hunedoara, mai sus un pic de Alba, dar nu mai jos de Petroșani. Deci, cărușerul este dans înființat de salon. Aceste lucruri au denumirea sănătoare, dar n-au nimic comun. Tot obicei de iarnă, aia sunt în Cotroșmânaș, cu dita la recepta, la nevi. Nu dragul să joci cărușul îmbrăcat cu cărșurile aia, că te-ai greșit. Deci, un loc care am o practică, care a existat până acum. Dar atât când ar citit eu, am puterea să spun că aceste speculații pe care le fac unii sunt zero, apar. Nu mai spune execuție. Nu mai spune execuție. Diferă absolut în totalitate. Dar că eu, dacă n-ai tobă, ești terminat. Dacă n-ai conducătorul care trebuia să fie plătat, ești terminat. Ca și la orice și la după aceea. Iar la Cărușeni este obicei de iarnă care la fel are totuși un total obicei. Se duce noaptea. Ori la noi, când a apus soarele, e terminat Cărușeni.